Salutare! Iată, ne-a ajuns la cel de-al cincilea laborator de programare Java. Astăzi o să continuăm exemplul de data trecută și o să discutăm despre set și map. Așa că vă rog să descărcați exemplul precedent de pe GitHub și imediat o să-l deschidem în Eclipse. Mergem la File, Import. De aici selectăm Existing Projects into Workspace. Next. Dăm Browse. Selectăm din Java, în cazul meu, Lab 4, folderul cu totul. Select folder. Aici, în partea de project, ne apare bifat și dăm finish. Da, deci încă o dată. File, import, de la categoria General selectăm Existing Projects into Workspace. Next, browse și selectăm folderul aferent proiectului. În partea de jos aici o să ne apară o bifă cu numele și apoi finish. Ok. Și avem clasele data trecută și anume avem interfața Taxable, dacă mai țineți minte, clasa Vehicle, care era o clasă abstractă, clasa Car, care era o clasă concretă, și Main, în care începusem discuția data trecută despre JCF, Java Collection Framework, și apucasem să facem un exemplu simplu cu o listă. În regulă. V-am mai povestit data trecută legat de mașină, da? Când am supradefinit metoda toString, mai jos, aici, că, hai să fac asta full screen, că nu e ok implementarea curentă a metodei toString, asta pentru că concatenarea de stringuri duce la crearea foarte multe obiecte ce după aia nu vor mai fi folosite. Asta pentru că clasa string este o clasă immutable. Și de fapt aici s-ar crea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vreo 9 obiecte doar ca să genereze acest string care este ulterior folosit. Și atunci există variante mai elegante și două astfel de variante sunt String Builder sau String Buffer. Sunt două clase care nu sunt immutable și permit concatenarea de stringuri folosind aceeași adresă de memorie, da? Fără să creeze de fiecare dată o instanță care după aia trebuie dezalocată și astfel să solicite mult gerbe și colectă. Da, și pot fi situații în care creezi instanțele astea foarte rapid și garbage collector-ul nu poate ține pasul cu dezalocarea memoriei și trebuie memoria. Și atunci, ăsta s-ar scrie cam așa cu un string builder. A zice string builder, să-i zicem builder, egal cu new string builder. Așa. A creez o instanță și după aia avem metoda append. Builder.append și ce vrem să ori un string, de exemplu, că avem aici color egal cu, fie alte tipuri de date. Builder.append, apoi o să fie color ca și câmp. Și tot așa, vă zic eu puncte, puncte, asta pentru că o să rescriu imediat. Și la sfârșit fac return builder.toString. Da, deci transformarea, că n-am cum să returnez direct builder-ul, că am spus că metoda asta, imediat să trecem aici, metoda asta returnează un string aici. Deci n-am cum să returnez string builder, dar apelez metoda toString care transformă din acest obiect mutabil, n-am modificabil, într-un obiect imutabil. Acum există și opțiunea ca să generăm automat pe baza unui string builder, ca să nu stau acum să scriu toate câmpurile, că avem culoare, capacitate cilindrică, viteză, nume, etc. Și atunci, la început, când generăm metoda toString, se poate selecta din opțiuni să o generăm folosind string builder, nu concatenare de string. Și atunci o să ștergem. Mergem din nou la source. Spunem generate toString. Spunem că vrem așa. Câmpuri, culoare, capacitate. Dintre metodele moștenite, get nume și get viteză, get name și get speed. Și apoi ca și string format default template, da? Și apoi la code style vedeți că am selectat string builder, string buffer. Da, deci vreau să, el by default avea selectat string concatenation. Da, implicit asta e opțiunea string concatenation.
Și atunci eu am spus, ok, vreau string builder, string buffer. De aici. Ok. Și dăm generate. Moment în care, mă rog, el a inserat-o mai jos, trebuia să fi selectat eu că vreau mai sus. Adică aici. Da, și a făcut public string to string, string builder egal cu un string builder, builder.append car, color, așa mai departe, culoarea, capacitate. Așa, ca și rezultat, rezultatul e același. Da? Deci dacă dau run acum, o să am tot car, color, white, capacity, mă rog, l-am modificat aici. Modificasem ăsta să fie name și ăsta speed, ca să nu scrie get name și get speed. Și dacă dau run, rezultatul e același ca și data trecută, diferența fiind că nu se mai creează atâtea instanțe de string în spate pentru fiecare apel de toString. Bine. Hai să continuăm discuția legată de Java Collection Framework de data trecută. Asta a fost o mică paranteză, că n-am apucat data trecută să vă povestesc despre String Builder. Acum, ca și o paranteză, da, vă ziceam că acest Java Collection Framework folosește conceptul de generics, care e destul de asemănător cu conceptul de template din C++. Și anume, clasele sunt generice, specifică un anumit tip de dată. Și dacă în C++ chestia asta, implementarea efectivă a template-ului, se făcea la momentul compilării, prin înlocuirea tipului în template, tipului concret în template, în cazul generics, înlocuirea se face prin reflex și în momentul execuției. Și de asta, de exemplu, dacă ne lipsesc anumite chestii, anumite metode din clasă, ca să nu spun general chestii, o să vedeți că avem eroare de execuție, nu de compilare. Și hai să luăm un exemplu simplu. Da? Să spunem că vreau să am un set. Da? Setul avea elemente unice față de listă care accepta și elemente duplicate. Da? Și uite, mi-am un set de mașini, da? Set car. O să import clasa set din Java util. Da? Punem cursorul la sfârșitul clasei, control space și importăm. Bine, hai să spun set egal cu, și știți că erau mai multe implementări ale clasei set, există treeset, hashset și linked hashset. Treeset folosea în spate arbore binar de căutare, hashset tabele de dispersie, linked hashset tot tabele de dispersie, doar că păstra și ordinea elementelor, ordinea inserării, în loc să schimbe ordinea în care le inserezi. Ok, hai să zic că egal cu new treeset. Treeset, control space, da de car. Și mă apuc să inserez mașini. Spun set.add C, care sper că era o mașină, da, era aici, car. Hai să scot C2-ul în afara if-ului și în afara try-ului, ca să-l pot folosi mai jos, dar o să fac ceva de genul ăsta. Car C2 egal cu null. Și aici o să zic direct C2, da? Deci, dacă ce instanță de clonable și este, dacă try-ul reușește, și o să reușească, nu sunt motive să crape, să intre în clonat supported exception, dar C2 de fapt nu va fi null, ci va fi când se ajunge jos la apelul, da, la folosirea setului, va fi o altă mașină clonă a mașinii C. Dar clonă însemnând că are aceleași atribute sau nu, chiar că uite, le-a modificat. Aproape la fel, asta e black și prima era white, ca și culoare, în rest au aceleași atribute, dar sunt salvate la adrese de memorie diferite. Ok, hai să adăugăm și C2. C2 și să dăm run. Deci până acum nu avem nicio eroare de compilare, dar în momentul în care vom da run, avem eroare de execuție. Spune exception, Java class cast exception, car cannot be cast to comparable, classes unnamed, modul load-urea, bla bla bla. Da? Asta e principala eroare. Car cannot be cast to Java lang comparable. Da, dacă stăm să ne gândim, într-un arbore binar de căutare, elementele trebuie să fie ordonate. Trebuie să am o modalitate de a spune că o mașină e mai mică decât altă mașină, ca să poată să facă inserarea corectă. Într-un arbore binar de căutare, inserarea se face în felul următor. Am un nod rădăcină și după aia în stânga nodului rădăcină pun doar noduri cu informație mai mică, în dreapta nodului rădăcină doar noduri cu informație mai mare. Și recursiv, cum mă duc pe arbore în jos, regula se respectă pentru fiecare nod. În stânga are doar elemente mai mici, în dreapta doar elemente mai mari. Întrebarea se pune, cum pot să fac la mașină? Cum știe, poate să știe programul meu pentru clasa mea custom, creată de mine, mașină, car,
că o mașină e mai mică decât alta. La fel ca și în C++, în PO. Cum poate să știe că un obiect e mai mic decât altul? Acolo supraîncărcăm operatorul mai mic sau egal-egal, ca să știe că sunt egale. Da? Și în felul ăsta spuneam, ok, pentru mine o persoană înseamnă, pentru mine că o persoană e mică decât alta înseamnă că, nu știu, are înălțimea mai mică sau are vârsta mai mică. Da? Deci, asemănător și în Java, ca să pot să folosesc un triset sau orice colecție care utilizează un algoritm binar de căutare în spate, trebuie să vin și să adaug metoda compareTo în clasa respectivă. Și metoda compareTo, într-adevăr, e din interfața comparable și ăsta e și motivul pentru care avem eroarea aia cu cannot cast to comparable. Deci trebuie să ne ducem în clasa mașină și aici sus, undeva, pe lângă implement taxable, trebuie să spunem comparable de... Și ce o să comparăm? Mașini cu mașini. Deci comparable de car. În momentul în care am făcut lucrul ăsta, automat primim eroare de compilare. Na? Interfața comparable, dacă ne uităm, are metoda compareTo, care trebuie supradefinită, na? Fiind o metodă abstractă. Deci dacă e să mergem în car, să dăm click aici, să spunem add an implemented methods, la sfârșitul clasei undeva, ne adaugă metoda compareTo, care ne permite să comparăm o mașină cu altă mașină. Metoda, vedeți că returnează un int și nu un bool. Asta pentru că metoda returnează trei posibile valori. Minus 1 dacă obiectul curent este mai mic decât obiectul primit ca parametru, în cazul nostru O. 0 dacă cele două obiecte sunt egale. Și 1 dacă obiectul curent este mai mare decât obiectul primit ca parametru. Și acum, compareTo, vă ziceam, returnează minus 1, 0 sau 1. Așadar, dacă, să zicem că noi o să comparăm pe baza capacității cilindrice, considerăm că o mașină e mai mică decât alta sau mai mare sau la fel ca alta, dacă au aceeași capacitate cilindrică. La fel ca și în PO, ca în C++, e la latitudinea programatorului ce alege ca și atribut. Pentru poate să facă comparația pe toate, poate să facă pe 1. Depinde de la caz la caz și de la ce problemă avem de rezolvat. Și atunci aici o să avem, dacă spuneam capacity, da? Mai mic decât open capacity, atunci return minus 1. Putem să mergem cu else if capacity egal cu open capacity, atunci return 0. Else, că nu poate să mai fie altă variantă decât una singură, return 1. Da, cam asta ar fi metoda compareTo. Și în momentul ăsta, fără să mai schimbăm nimic altceva, dacă dăm run, o să vedem că nu mai avem eroare de execuție. Da, codul a mers așa cum așteptam, pentru că acum știe cum să insereze cele două mașini, da, le poate compara pe baza metodei compareTo. Și dacă e să parcurgem acest set, da? Să facem un for each. Dacă mai țineți minte, data trecută, setul era derivat din, ca și interfață, era derivat din interfața iterable, deci poate fi parcurs cu un for each, dacă vreau, sau enhanced for, adică pot să zic pentru fiecare mașină X în set. Da? Vreau să-mi afișez mașina sysout X. Da? Și există metoda toString, dacă dau run, obțin o singură mașină. De ce? Din punctul de vedere al metodei compareTo, cele două mașini sunt egale și atunci setul, nepermițând elemente duplicate, pe a doua nu mai inserează. Dacă e să schimbăm, da, să zicem C2.setCapacity, să dăm o capacitate cilindrică mai mare, nu mai știu cât avea, cred că 1000-1600, o să vedem că acum inserează două elemente. Uite, dăm run și avem cele două mașini, da? Chiar dacă, uite, una are culoarea black, una white, 1000-1600, Ford și viteza e aceeași. Dar le consideră diferite, acum pe C2 o consideră mai mare și poate să facă inserare. Hai să mai facem un exemplu, am făcut cu set, hai să facem un exemplu cu map. Da? Map, la fel ca în setele, permite o grupare de cheie, sau permite salvarea de perechi de tip cheie-valoare, căutarea rapidă făcându-se după cheie tot timpul. Da, deci eu dacă merg aici, o să spun un hash
și o să vreau să folosesc o mașină ca și cheie și ca și valoare, să zicem, proprietarul acelei mașini. Acum aș putea să fac clasă persoană rapid, dacă să mai pierd în timp, o să salvez proprietarul ca și un string, dar doar numele lui și atât. Poate era mai recomandat într-adevăr să fac o clasă și să salvez un obiect cu totul. Dăm control space, importăm map, vreau să spun aici, și importăm map din Java util, da? După aia o să, ca să folosim interfaces type, da? Punem partea stângă în interfață și egal cu și în dreapta implementare, care într-adevăr o să fie un hashmap. Și o să zic map egal cu new hashmap de car și string. Hashmap în spate folosește o tabelă de dispersie, așa cum vă povesteam. Și atunci vreau să mă apuc să inserez mașini, da? Și o să spun map.put și nu compute, scuze. Așa, am cheie valoare. Vreau să inserez mașina C cu valoarea Ionel Ionescu. Și mașina C2, iar mi-a completat cu compute, cu Gigel sau, da, Gigel Georgescu, hai să zicem. Georgescu. Dăm run, vedem că de data asta o să meargă, da, avem cele două mașini inserate, dar hai să mai facem ceva, da? Să spunem, știți că un map, la fel, setul asigură unicitatea cheilor, da? Nu poți să am aceeași cheie de două ori. În map, de fiecare dată când aceleași chei vreau să dau o altă valoare, înlocuiește valoarea precedentă cu noua valoare. Adică nu pot să am aceeași mașină deținută de mai multe persoane. Da, dacă acum am mai inserez o dată și de, hai să vedem. O să fac în felul următor. Dacă spun map.put de C și o inserez pe C din nou și o altă persoană, să zicem Pop Popescu, da, o să vedeți că map-ul are doar două elemente. Acum, ca să parcurgem map-ul și să vedem și conținutul, map-ul nu este derivat din iterable, deci nu poate fi parcurs în mod direct cu un iterator sau cu un enhance for. Dar putem să folosim metoda keySet, da, să extragem un set al cheilor, cheile fiind unice, pot fi mapate, pot fi puse într-un set și pe măsură ce parcurgem cheile, pentru fiecare cheie să cerem valoare. Adică putem să facem ceva de genul ăsta. For car x două puncte în map.keySet, da? Deci extragem un set al cheilor. Atunci putem afișa ceva de genul ăsta, să zicem sysout, chiar system.out.printf, să spunem, ca să afișăm așa elegant. Și o să zic eu %s două puncte, da? Și apoi valoarea vreau să fie x.toString. Da? Și atunci o să zic că toString-ul de la mașină două puncte și în continuare o să am valoarea. Valoare pe care o obțin cu map.get. Adică pot să spun după aia sysout, system.out.println de data asta, map.get de x, da? Care să-mi returneze valoarea aferentă cheie. Adică pentru, când mergem aici, în keyset o să am c, c2, c și pentru fiecare, când fac map.get, o să-mi dea Ionel Ionescu, Gigel Georgescu, Pop Popescu. Bineînțeles, nu o să fie asta rezultatul real, pentru că, de fapt, aceeași cheie o am duplicată și Pop Popescu o să devină nou proprietar al mașinii C în locul Ionel Ionescu. Deci, dacă dăm run acum, o să vedem că avem Pop Popescu, Gigel Georgescu. Da, Ionel Ionescu nu mai e, pentru că, așa cum vă povesteam, dacă inserăm o cheie duplicată, atunci se ajunge la replace. Da, o să înlocuiască valoarea veche cu noua valoare. Doar că, uite, vă propun altceva. În loc de C aici, o să fac o clonă a lui C. Da, uite, mai fac un car C3 egal cu C.clon.
Ăsta, desigur, ăsta trebuie să fac cast la mașină și să-l pun într-un try catch. Da? Deci am făcut car c3 egal cu car de c.clone și dau aici click și să round-ui try catch. Și aș putea să spun la fel ca mai sus, chiar car c3 egal cu null, dacă să pot să folosesc și în afara try catch-ului și aici c3 egal cu... Am făcut acum o clonă a lui C și inserez C3, da? Deci o să am C, C2, C3. Având în vedere că C-ul și C3-ul sunt la fel, da? Au aceleași atribute, că le-am clonat mai devreme, ar trebui ca inserarea lui C3 cu Pop Popescu să-mi înlocuiască mașina C cu Ionel Enescu. Doar că dacă dăm run, o să vedem că lucrul ăsta nu se întâmplă. Ia uitați, am Ionel Enescu, Gigel Georgescu, Pop Popescu. Hashmap-ul, la fel ca toate care au hash în denumire, hashtable, hashset-ul, folosesc în spate o tabelă de dispersie. Tabelele de dispersie, ca să poată genera valori unice pentru mașini, folosesc o funcție care se numește hashcode. Funcțiile hashcode sunt utilizate și în alte domenii, chiar așa se numesc, funcții de hash, de hashing. Da? Ele au avantajul, în primul rând, că pot transforma valori non-numerice în valoare numerică. Dacă eu într-o tabelă de dispersie am nevoie să inserez pe baza unei valori la poziția respectivă. De exemplu, dacă funcția hash returnează valoarea 5, eu o să inserez într-o tabelă de dispersie la poziția 5, ca să găsesc rapid informația, că știu că e a 5-a înregistrare din tabelă, dacă obțin ca și valoare, după calcularea funcției hash, valoarea 5. Doar că mașina trebuie transformată într-un fel într-o valoare numerică. N-am cum să salvez o mașină care are nume, viteză, capacitate cilindrică, culoare, etc. Cum transform toate astea într-o valoare numerică ca să pot să o poziționez într-o tabelă la anumită locație? Și atunci se utilizează o funcție de tipul hashcode. Există tot felul de funcții hashcode care, pe lângă avantajul ăsta de care vă povesteam, prin care transformă valori non-numerice în valori numerice, mai am și avantajul că, în general, generează valori uniform distribuite. Da? Că, de exemplu, aș putea zic, ok, și dacă am valoare numerică, inserez exact la valoarea, dar poate am valorile 1, 2, 3 milioane. Eu, ca să inserez pe pozițiile astea, înseamnă că între 1, între 2 și 3 milioane nu mai am nimic și am doar memorie goală care așteaptă să fie ocupată. Și atunci, o astfel de metodă hash poate să vină și să niveleze, da? Să zic, ok, tu ai, poți să ai valori între 1 și 1 milion. Și după aia le pune pe toate în intervalul ăsta. E adevărat, pot exista situații în care pentru două valori diferite, funcția hash dă aceeași valoare. Se numește coliziune chestia asta și se întâlnește în practică. Da? Pot exista, în teorie, două x și y pentru care f de x egal cu f de y, unde f e funcția asta de hashing. Acum, dacă mai țineți minte data trecută când am dat click dreapta override implement methods, ați văzut că există o metodă hashcode în object, da? Care se folosește de adresa la care sunt salvate obiectele respective pentru a face implementarea corectă. Și atunci, problema care se pune e că adresa respectivă e diferită, pentru că eu am clonat, da? C e la o adresă, C3 e la altă adresă. De asta când am inserat C și tot C, mi le-a văzut ca fiind aceeași mașină, dar când am inserat C și C3, mi le-a văzut ca fiind două mașini diferite. Asta pentru că implementarea funcției hashcode din object se bazează strict pe adresa de memorie. Dar noi nu vrem asta. Noi vrem ca implementarea hash-ului să se bazeze pe câmpurile mașinii. Dacă clonez o mașină, de fapt, e aceeași mașină, nu e o mașină diferită. Și atunci, hai să mergem în clasa car. Să dăm aici, la sfârșit, iarăși, source. Override implement methods, da? Și o să bifăm hashcode. Ok, da? Acum, hashcode ca și implementare, da? Folosește de obicei numere prime. De ce numere prime? Pentru că sunt mult mai puține cazurile de coliziuni dacă folosim numere prime, da? Dacă, să luăm cazul 12. Păi dacă mulțesc ceva cu 12, mai există posibilitatea să mulțesc cu 6 cu 2, 2 cu 6, 3 cu 4, 4 cu 3. Uite, să spunem, putem să facem direct un return și ce avem prima dată? Name. Name.hashcode. Da? Name fiind
Pardon, getName, că nu l-am moștenit, punct hashcode. Nu l-am moștenit în mod direct, e nevoie de getter, da? Și dacă ne uităm la hashcode-ul din toString, uite, mă duc pe utf.hashcode, o să vedeți că el e generat așa, face 31 ori un hash generat precedent plus valoarea codului ASCII. Noi am putea genera ceva de genul ăsta, să zic 31 ori getName.hashcode, totul plus ce ar fi getSpeed, totul ori acum treișunu ori, să spunem, get ceva mai departe, culoarea, color.hashcode, nu ce arăt, scuze, .hashcode, plus capacity. Da? Ceva de genul ăsta. Ar fi o implementare. Deci 31 ori getName plus hashcode plus getSpeed, tot ori 31 ori color hashcode plus capacity. E o implementare, să zicem, da? Care ține cont de toate atributele clasei de care, mă rog, vreau să țin eu cont. Până la urmă, pot să zic doar o parte din ele. Ideea e că eu pot să țin cont de doar o parte din ele, dar tot timpul în Java trebuie să existe o legătură strânsă între metoda hashcode și metoda equals. Metoda equals, ați văzut-o și pe aia prin listă pe aici, uite. Hai să dăm și ei mai departe, da? Source, iarăși, override implement methods și de aici become equals. Oh, nu finalize, equals. Și dăm OK. Între hashcode și equals trebuie să există o strânsă legătură și regula spune așa. Două obiecte pentru care metoda equals dă true trebuie să aibă același hashcode obligatoriu, adică metoda hashcode trebuie să returneze același rezultat. Acest equals înlocuiește, dacă vreți, egal-egalul din C++. Pentru că în Java nu mai avem supraîncărcat operatorul egal-egal, toate tipurile referențiale, dar nu primitivele, că la primitive merge să faci cu egal-egal, dar toate tipurile referențiale se compară prin equals în loc de egal-egal. Pentru că egal-egal compară doar adrese. Și atunci, de exemplu, în cazul meu, C și C3, care sunt C3 e o clonă a lui C, dacă le compar cu egal-egal dă fals, dacă le compar cu equals, o să vedeți că o să-mi dea true. Și e și normal, că cele două metode au aceleași, cele două obiecte au aceleași campuri. Ok, și de obicei, equals-ul se implementează cam așa, bineînțeles pe câmpurile de interes, dar de obicei se folosesc toate câmpurile. Adică, prima dată verific dacă obiectul primit ca parametru e într-adevăr o mașină, pentru că eu pot compara doar mașini cu mașini, nu pot să compar mere cu pere. Și atunci, dacă obj instance of car, da, altfel, else, pot să spun direct return false. O mașină nu poate fi egal cu altceva în afară de o altă mașină. Dacă totuși e instance of car, atunci pot să zic car o egal cu, și se fac castul, car de obj, da? Pentru că am făcut testarea mai sus cu instance of, în mod sigur acest cast nu va crăpa, ce o să meargă. Car o instance of, așa, car cast de obj și mai departe am car o egal cu car de obj, da? Și compar câmp cu câmp și o să fac direct un return al unei expresii logice. Și o să am return dacă, ce avem prima dată? getName.equals, da? Niciodată nu comparăm două stringuri pentru că sunt tipuri referențiale în Java cu egal-egal. Asta e regulă de bază și unii programatori de C-Sharp mai fac greșeala asta pentru că în C-Sharp merge. Dar în Java tot timpul stringurile se compară cu .equals, niciodată cu egal-egal. Pentru că se pot exista situații în care două stringuri identice, când le compar cu egal-egal, îmi dă false, pentru că salvate la două adrese diferite. Deci getName.equals de o.getName, asta odată, da? Și o, pardon, hai să iau pe primul, getSpeed
egal, egal, asta pot să facă int, egal, egal cu o.getSpeed. Și o să merg mai departe. Trec pe rândul următor. Ce am? Color.equals o.color și ce am? Capacity egal, egal cu o.capacity. Da? Deci returnez întreaga expresie logică. Asta ca să nu spun if chestia asta return true, else return false. Dar nu prea are sens într-un if să zic if ceva return true, else return false. Înseamnă că pot să fac return la întreaga expresie logică. Da? Și dacă toate condițiile astea se returnesc, metoda o să returneze true, altfel o să returneze false. Spuneam mai devreme că două obiecte pentru care equals dă true, obligatoriu au același hashcode. Inversa nu este adevărat, adică nu obligatoriu două obiecte pentru care hashcode dă true, trebuie să aibă, când folosesc pe ele equal, să-mi dea tot true. De ce? Că poate exista, ceea ce v-am spus mai devreme, o coliziune. Da? Pot exista două obiecte diferite pentru care equals dă false, pentru care totuși hashcode-ul să dea aceeași valoare. E puțin probabil, dar pot exista și coliziune. Așa că o să ne întoarcem un main, da? Și dăm run și o să vedem că de data asta ne-au rămas doar două, Pop Popescu și Gigel Georgescu. Da? Asta pentru că când încearcă să insereze pe C3, pentru că hashcode dă aceeași valoare, da? Equals îmi dă true, hashcode îmi dă aceeași valoare pentru cele două obiecte și pentru C și pentru C3, îmi înlocuiește mașina pentru mașina C pe care o vede egală cu C3 din Ionel Ionescu, Pop Popescu. Acum, cele două metode pot fi și generate. Uite, să le comentez eu puțin ca să vedeți și varianta de generare. Da, și o să dau click dreapta sau direct, ori dau click dreapta source, ca de obicei. Da, click dreapta source, ori mă duc în meniu source. Și am de aici, generate hashcode and equals. Și spun, ok, ce vreau? Vreau capacity și color, dar vedeți că nu mă lasă să folosesc și altceva și metode. Îmi pune doar cu cele două. Asta pentru că corect ar fi și în vehicle să am supradefinirea lui hashcode și să mă folosesc de supradefinirea lui super.hashcode în calcularea hash-ului. Da, asta e. Și dau generate. Și deja îmi spune, da, the superclass vehicle, the not really declare equals in hashcode, the result code may not work correctly. Da? Și îmi spune aici că, uite, mi le-a generat, dar că rezultatul e posibil să nu fie corect. Da, și vedeți că, uite, a folosit și el un prim 31, rezultatul 1 și spune result e prime or rezultatul precedent plus capacity, după aia iarăși prime or rezultatul precedent plus și dacă color e null 0, altfel color.hashcode, asta pentru că a făcut și o validare, da, color poate să fie null. Și la equals la fel, dacă this, în primul rând verifică dacă cele două obiecte sunt egale, egale, adică sunt salvate la aceeași adresă și atunci spune direct true. Dacă unul dintre obiecte e nul, atunci dă false. Dacă clasele sunt diferite, e clar, nu poate să facă cast-ul și atunci dă false. După aia face cast-ul și dacă diferă ăsta false, dacă diferă ăsta la false, n-a mai făcut toată expresia ca și mine. Nu există altă posibilitate. Din păcate, da? Pentru că nu s-au implementat equals și hashcode în clasă de bază, nu se pot folosi alea. Dar poate mai ok era, în loc să facem niște implementări custom, să folosim, să supradefinim metodele equals și hashcode și pentru vehicul, chiar dacă nu au sens, vehicul fiind o clasă abstractă, și să le refolosim aici. Dacă poate n-aveam getter și atunci n-aveam cum să o scoatem la capăt, că numele și viteza nu le putem accesa. Cum se transmit parametri? Prin valoare sau prin referință? Și toată lumea zice prin referință. Sau toată lumea. O parte din programator zic prin referință, că se modifică. Și primul exemplu pe care îl fac e ăsta. Uite, spun un static void, da, add. Și prima dată vreau să adaug doi întregi, int x, int y. Și în metodă spun x egal cu x plus y. Da? Și vin în main, ăstea fiind primitive, și îmi declar aici un x, int x egal cu 2, int y egal cu 3, bineînțeles că puteam să-i numesc și altfel, și după aia spun add de x și y, sys out x. Cât ar trebui să-mi dea? 2 sau 5? Da, având în vedere că ăsta face x egal cu x plus y.
2 NB. De ce NB 2? Pentru că se transmit prin valoare. Și de obicei, la când fac chestia asta, imediat intervine cineva și zice, a, nu, doar tipurile referențiale se transmit prin referință. Primitivele se transmit prin valoare. Și atunci zic, ok, deci tipurile referențiale se transmit prin referință, doar primitivele prin valoare. Păi modificăm, uite, facem car x, car y. Sunt tipuri referențiale car, da? Și aici adaug, nu știu, capacitatea cilindrică, da? Și fac x.setCapacity de x.getCapacity plus y.getCapacity. Da? Și, bineînțeles, mă duc aici, le fac pe, nu o să mai folosesc x și y, fac add de c1 și c2. C și c2, scuze. C și c2, care aveau 1000 și 1600, dacă nu mă înșel. Și după aia fac c.getCapacity și o să vedeți că are 2600, o să le adune. Da, ia uite, s-a obținut 2600. Și atunci zice, ok, vezi, s-a transmis prin referință, cum ziceam. Doar că nu se transmit prin referință, ci tot prin valoare, doar că tipurile referențiale, fiind adrese, se transmite prin valoare o adresă. Deci se copiază adresa la care e stocat Q, adresa la care e stocat C2 și în stack-ul, în stiva metodei, ajung două copii ale adreselor. Cât timp eu nu modific adresele în funcție, într-adevăr, rezultatele se păstrează, pentru că funcția modifică la adresele respective. Problema care se pune e că dacă eu acum clonez obiectul sau pur și simplu îl copiez, uite, îmi fac un, spun că x egal cu new car și copiez valorile. New car de x.get ce era name, x.get speed, x.get name, color, scuze, că ne mai aveam deja, color și x.getCapacity. Da? Deci am creat un obiect ca să mai fac clon, să mai pun try-catch. Am creat un obiect identic cu cel precedent, dar că e salvat la altă adresă de memorie. Și dacă dau run, obțin 1000, cât era înainte. Da? Pentru că transmiterea nu se face prin referință, ci tot timpul în Java transmiterea parametrilor se face prin valoare, doar că atunci când sunt referințe, se păstrează valoarea modificată dacă eu nu modific adresa respectivă, pentru că e o copie a adresei din programul principal. Dar imediat ce vin și modific adresa, spun egal cu new altceva, pierd. Da? Pentru că ăsta e o copie, am modificat doar copia adresei, se revine în programul principal, se revine la vechea adresă și nu mai văd modificarea. Da? De asta, de exemplu, ca să mă întorc la discuția cu C-Sharp, există parametri de tip ref sau out care se transmit într-adevăr prin referință. Dar în Java nu există o altă transmitere a parametrilor decât prin valoare.